un subiect cât se poate de interesant și cât se poate de serios. Eu vreau să știu, doamnelor, și astăzi să știți că o avem și pe Maria Simion mai devreme în gașca noastră, pentru că vrem să o întrebăm și pe ea dacă s-a simțit vreodată discriminată pentru simplu fapt că e femeie. Bine ai venit, Maria! Bună, Maria! Bine ai revenit! Da, nu știu, se pare că eu am dormit aici, nu? am ajuns prea devreme? Nu, e ok. E bine, nu? Da. Dar nu m-am simțit niciodată discriminată și oricum nu-l înțeleg pe Becalici, nici nu-mi place de el și na. Da. Și mie mi se pare că tu ai spus că e o chestie foarte serioasă. Chiar îl ia cineva în serios? Asta este problema, că la noi în țară îl iau foarte mulți oameni în serios. Hai mă, îl iau toți amărâții aia care au nevoie de bani. Du-te de aici, că nu-l ia altcineva. Bine, pe de altă parte, să știi că am mai auzit așa o poveste despre cei care merg în pelerinaj la Muntele Athos, cum că ar fi o firmă care organizează anumite excursii pentru cetățeni de sex masculin, așa cum e. Așa. Care, de fapt, au un bilet de voie pentru a lipsi de acasă, pentru că ei primesc la finalul excursiei, unde merg la cazinouri cu fete, așa, chefuri. Așa. De ce nu se duc la Muntele Athos? Normal pe scurt. Că nu se pleacă cu autocarul frumos în pelerinaj, merg, își fac viața un weekend, după care se întorc acasă la neveste cu mărturii, cu mărturile. Nu știu cum se numesc. Mătănii, cu iconițe, cu tot ce trebuie tot acum. Și super, cred, de fete nu se fac? Cred, tabere din astea. Cred că așa vrea să facă și domnul Becali. Da. Să fie Romanian edition. Da. Dar nu știu, eu cred că el s-a gândit să facă lucrul ăsta doar pentru bărbați. Din ce punct de vedere? Pentru faptul că femeia este considerată, biblic vorbind, așa, o ispită? Sau nu înțeleg care e ideea? Pentru păcătoasă. Că din punctul ăsta de vedere, da, să ne gândim doar, doamne, păcătoasă, ce ești. Bine, că el de-a lungul. Dar cine se duce la biserică? Doamnele băbuțe, adică nu știu cât de ispite pot să fie. Doamnele băbuțe și domnii moși. Domnii moși, doamnele băbuțe, adică ce ispite? Becali de-a lungul timpului a avut o grămadă de afirmații de-astea în repertoriu, foarte misogine. E ok. Deci nu s-a simțit nimeni discriminată. Eu m-am simțit discriminată de mult. Da. Uite, de exemplu, dar locul în care mă simt discriminată de fiecare dată, așa, de fapt sunt două locuri. Unul e la servis, okay, când mă duc cu mașina la servis. A, mie îmi place. Și mie, că da, bine, da, prin bine, alianță și mie îmi place, mi se oferă toată atenția, așa, dar pe de altă parte îmi dau seama că oamenii aia realizează că eu n-am habar despre nimic din ce se întâmplă. Te simți mai degrabă furată, nu discriminată. Exact. Ziua pe aia dreaptă. Și o altă situație e atunci când merg la magazine de astea de bricolaj, de să mai cumpăr. Asta mi s-a întâmplat și mie. Chiar mă pricep la chestiile astea. Deci eu am la prieteni la magazinele de bricolaj, sunt fanii mei toți. Și se uită toți așa, știi, parcă ca și cum n-ai ști. Uite, prostuța. Pentru că magazinul ăla e efectiv plin de bărbați și tu când te duci și cauți, dar vreau și un holș rup de din ăla de nu știu câți centimetri. Tu se uită așa de ca și cum. Bine, dar în același timp ți se dă și mai multă atenție. Nu știu, ești mai bogată în seamă, nu știu. Bine, acum am vrut să păstrăm toată discuția într-o notă cât de cât simpatică, ca să nu zic adevăratele momente ale din viața, asta nici n-am răspuns la întrebarea pe care am adresat-o chiar eu. Deci ok, vă spun mâine, dacă e. Dar unul dintre motivele pentru care eu mă bucur foarte mult că sunt femeie este că în fiecare zi am prilejul să mă îmbrac frumos, să-mi aleg o ținută, să mă machiez și să mă aranjez și să vină apoi Maria și să-și dea verdictul. Like sau dislike. Deci îmi place foarte mult cum îți stă culoarea și tunsoarea. Oh, mulțumesc! Deci mai spune-le odată și colegilor. Bine. Serios, e o schimbare și e în bine. Mulțumesc frumos! Deci stă foarte bine. Și nouă ne place, Gabriela, doar că am vrut să te necăjim puțin. Ați necăjit-o? No. Ați fost puțin răuțe? Da, sunt cârcotașe, dar eu sunt obișnuită vorba. Mulțumesc, Maria! Ce facem astăzi? Astăzi facem în felul următor. A? Vreau să vă uitați voi la fotografii de data asta, să inversăm sigură? Un pic rolurile, dar inclusiv oamenii de acasă poate să facă chestia asta, pentru că aș vrea să rămână și cu ceva din toată caterinca asta pe care o facem noi aici, mă rog, cu ghilimele de rigoare, pentru că există și un gram de adevăr în tot ce spunem noi, dar o spunem așa într-o notă mai drăguță, și să se uite foarte atent și voi și oamenii de acasă, eventual poate să vă și scrie pe pagina voastră de Instagram, exact, pe Hai cu Fetele, ce li se pare lor greșit în ținutele astea. Vă spun de la început că în fiecare în această poză o avem pe Teoros. Eu vă spun unde este la o deschidere de magazin de parfumuri, da? Seara. Da. Și este doamna domnișoara Teoros. Eu singurul lucru pe care l-aș schimba la ținuta lui Teo sunt încălțările. Serios? Da. Mă gândesc că având în vedere faptul că este un eveniment care se întâmplă seara, ținuta este un pic neadecvată, adică e în trei. Accesorizai cu o pereche de pantofi, de doi. Exemplu?
Deci avem două Mie elemente. Mi se pare că hanoracul ăla ar fi putut funcționa la acest eveniment dacă ar fi renunțat la acei pantalonași care mie mi se par urâței. E adică, dupies. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar n-aș purta niciodată acei pantalonași. Mie îmi plac cu niște bocanci, cu, sau chiar și cu tocuri, cu niște cizme. Mă, ce nu-ți place? Că n-am înțeles pantalonii. Da. Deci pantalonii, da? Da? Deci ai spus... Verdictul? Ai spus că e prea... Se pare prea, e prea casual, da? Da? Casual, da. Că nu-ți plac încălțările și că ție nu-ți plac pantalonii. Da. Problema este... Sunt încălțările. Problema e că e un eveniment de seară. A fost o deschidere la ora 8, mi se pare, sau 7 seara. Da. Este un pic cam de zi ținută, adică prea, cam prea lejeră. Și într-adevăr, pantalonii cu... Așa ar merge mai degrabă cu niște bocanci decât cu... Dacă te-ai duce ziua undeva. Adică, nu știu, să-ți faci piață la un supermarket, habar n-am. Dar în formula asta nu funcționează nimic cu nimic, nu e bine nimic. Dar dacă păstra hanoracul... Nimic. Deci am fost chiar drăguță, da? Da. Hai să mergem mai departe. Da. Hai, e foarte bine că ați sesizat oricum toate lucrurile astea. Pare că ne pricepem. Da, faceți echipă bună. Un pic pe lângă Maria. Hai să vedem. Andreea Bolan. Andreea Bolan. Tot eu trebuie să încep? Da. Asta zic. Mie nu-mi place nimic. Ai, mă. Dar nu e pe genul meu. E vacanță, da? Deci în vacanță. Hai să pornim de la locul unde se află, da? Nu e Andreea. Nu contează că nu e genul vostru sau că nu s-ar potrivi vouă ținuta. Eu, de exemplu, aș schimba încălțările. Cu siguranță. Fără toc, e la piscină. Mie nu-mi place lungimea rochei. Și nici încălțările nu-mi plac. Poate un Greek style așa ar fi mers. Uite că... Doamne, dar în ce an ești? Asta aș fi dar era în Grecia. Da, nu suntem în Grecia? Nu. Nu era în Grecia? Nu. Nu-mi place lungimea rochei. Cum ar trebui să fie? Ori lungă, ori mai scurtă. Păi, lungă sau scurtă? Nu, lungă până în pământ. Lungă până în pământ, nu la 12 ziua era ceva de vis. Da. Nu, mie rochea nu-mi displace, mi se pare potrivită pentru vacanță, dar aș fi pus niște sandale flat. Exact. Așa, deci fără toc. Așa, noi două fără toc, da? Greek style, flat. Așa da, am zis Greek style-ul sunt alea care astea, se leagă cu 7000 de așa da. Până aici. Nu, așa cu rochea asta nu funcționa în niciun caz genul ăla de model de sandal. Nu, clar nu. Dar, într-adevăr, da, cu fără toc. Era bine fără toc. Nu era nici combinația asta. Nu e cea mai greșită. E o poză instagramabilă, ca să zic așa. Dar, da, ar fi mers mult mai bine o ținută mai, un pantof mai lejer. Totuși este o ținută foarte frumoasă. Dar e bine. Asta dar e bine, da. Jojo, cu culoarea asta de păr. Încep eu? Da. Haide, te rog. Că nu știu ce să încep. Da. Dar fii așa prețioasă când povestești ce-i greșit. Fii așa, rea. Păi da. Hai. Fii tu. Singura. Păi nu trebuie să fac nimic. Giulia, fii tu. Îmi plac doar ghetele într-o cu totul altă combinație decât se află în acest outfit. Mi se par nu, nicio legătură ghetele de lac cu pantalonii din piele și cu o bluziță roz cu volane fucsia. Nu pot. Nu pot. Ce note nu pot ai, da? Nimic. Mamă, de la 1 la 5. Nu pot. De la 1 la 5. Mie mi-e dragă ea, dar n-are sens. Nota ținutei 2. Nu-mi place situația asta de aici din partea superioară. Prea voluminoasă toată treaba. Așa. Și pantalonii îmi plac fără deci nu-ți place fără bluză și fără ghete. Să vină doar în pantaloni. Nu, eu cred că e foarte important de știut unde e în poza. Unde aia, e? Într-un rulot ăla filmări, nu e evident. Poate e pe rol acum. Da, e într-un rol, probabil. Ma, ai pus-o pe Instagram, că... iartă-mă. Dacă ai aruncat-o în online, se taxează. Exact. Da, mi se pare că materialul din bluziță nu merge absolut deloc. Și ar mai cu fi materialul ceva. Din pantaloni știu ce și cu materialul acum. Din ghetuțe. Zi. Ai dat nota deja. Părul trebuia prins. Pentru că avem prea mult volum în partea de sus și o situație care atârnă peste volum. Bravo! Atârnă peste volum. Deci ați punctat tot oricum. Da? Da. În primul rând, ghetele nu au nicio legătură. Genul ăsta de gheată,
care îți curtează piciorul și în niciun caz nu merge cu nimic mulat, pentru că se vede foarte repede tăietura, mai ales dacă gheata e deschisă la culoare în partea de sus. Ea nu e oricum o tipă înaltă, deci n-a făcut decât să scurteze singură picioarele. Deci asta trebuie reținut și pentru oamenii de acasă. Pantalonii nu sunt răi, dacă erau cu niște stiletto, nu mă deranjau deloc, era perfectă ținuta, stiletto cu bluza aia vaporoasă, cu foarte frumos și părul strâns, neapărat. La orice, s-au dat într-o parte, s-au lipit de cap, sau, nu știu, wet look-ul ăla, orice altceva, dar nu să aibă și el volum, la fel de mult. Merge bluza aia cu pantaloni? Da, foarte bine. Foarte bine. Să dar cu altceva departe. În picioare. Ah. Încă te trimitea cu gândul la iarnă în partea de jos și la vară în partea de sus. Ce este greșit la această ținută este ceasul de pe mână. Exact. Niciodată. Exact. E foarte scump. Nu contează. La o rochie atât de elegantă și atât de... bine, nu mai vorbim de păr și de machiaj, care e mult, e mult, pentru că și rochia e mult. Dar cine e în pus? Lăduța lui Pău. Da. Ceasul este... l-a uitat pe mână, adică n-ai. Nu ori cred, ai ceva mi se foarte, pare foarte asortat. Dar nu-mi place nici cordonul ăla negru. Cureaua. Trebuia marcată talia. Da, dar trebuia marcată negru, talia. Are sandale negre, nu mă, asta mă deranjează foarte tare, dar îmi sare în ochi foarte rău ceasul ăla care e bădărănesc și grosolan acolo. N-are legătură dar cu v-ați descurcat oricum, vă descurcați beton. Am primit și eu asta odată cu ceasul și de atunci și ținut nu minte. Mai la mână îl țin. Nu, da, la genul ăsta ai ținut, că dacă ți iei o rochie ca aia, nu cred că-ți... Exact. Așa. Și ultima fotografie, Spic și Ștefania. Hai să vedem. Nu mă interesează de el, pentru că el e casual și așa, dar doamna este fashionistă și atunci, da, mă interesează. Julia? Vreau să încep altcineva, vă rog, frumos. Încep eu. Sau te rog. De ce? E să știi că îmi place. Vreau Ștefania. Să păstrăm... Nu, gata, zic, rândul. Gata, uite, sunt atentă, gata, zic. Ce să zic? Ce să încep? Cu tot. Da. Eu așa de sus în jos. Am văzut această ținută, că am văzut-o pe Instagram de curând. Mie nu-mi place geanta, absolut deloc. Mi se pare că n-are nicio legătură cu ce se întâmplă în rest. Într-adevăr, Ștefania are o siluetă impecabilă și atunci își poate permite să poarte astfel de jeans. Dar eu aș fi pus o pereche de pantaloni cu talie mai înaltă, având în vedere că este atât de decoltată pe invers bluza. Da. Și nu-mi plac nici pantofi și nici ochelari. Bun! E ok! Mie îmi place Ștefania. Bă, dar și mie îmi place că mi-e prietă. Asta e problema. Mi se pare că îi se potrivește ținuta asta. Băi, voi e frică de Ștefania. Nu, nici nu o cunoaștem. Nu, nici nu o cunosc. Uite, chiar mie îmi plac blugii, sincer. Chiar îmi plac. N-aș putea purta niciodată în viața mea blugii ăia, dar pe ea chiar îmi plac. Mie blugii nu prea îmi plac, adică aș fi... Ce marză e! Sunt prea... Sunt prea bufanți în partea de jos, dar mie îmi place dar cum e bine. Nu-mi plac tocurile. Hai, deci nu-ți plac încălțările. Da, încălțările. Bun. Și deci greșeala, de fapt, erau jeansii, da? Care sunt extrem de lungi pentru înălțimea ei. Asta, și s-au burlănit așa jos acolo, exact, s-au făcut... S-au burlănit rău de tot. De ce m-ai lăsat să zic și de geantă și de ochelari? Stai, asta era greșeala fundamentală. Asta se vede, ați sare în ochi. Adică cumva nu e ce trebuie. Nu se măsură ei, adică în lungime. De asta zic, cred că sunt jeansii lui. Nu, că el nu cred că încape în ăștia, hai să fim serioși, fata asta cred că are 24 la blu, să fim cu toate țiglele pe casă. Da. Așa, crop top-ul nu-mi displace, într-adevăr, frumos, într-adevăr, mergeau o pereche de pantaloni cu talie mai înaltă, pentru că e prea multă piele la vedere, de poză arată bine, e sexy, ea e sexy oricum, în orice să îmbracă e sexy, dar cred că mi-aș fi luat o pereche de jeans cu talie mai înaltă, mai pe mărimea mea și în rest cam asta ar fi greșelile fundamentale. Da. Mai departe e și chestie de gust și de unde e și ce vrei să la ce vrei să mai faci reclamă și așa mai departe. Să mai vii cu astfel de provocări, da, că ne-a plăcut astăzi foarte mult. Și îți mulțumim tare mult, abia așteptăm să ne revedem și săptămâna viitoare. Cu siguranță. Până atunci, nu uitați să-i dați follow Mariei pe Instagram, pe Facebook, pe oriunde o găsiți, să-i dați follow. Mergeți după ea acolo și... Maria Simon, da. Noi revenim după o scurtă pauză la Hai cu fetele, pentru că avem o invitată specială.